Zeci de ani de pregătire continuă, sute de ore de studiu, mii de pacienți și vieți salvate. În cuvinte puține, cam așa s-ar traduce viața unui medic. Dar dacă intrăm puțin în profunzimea acestei meserii liberale, nobilă, lucrurile nu sunt chiar roz. Medicul este acel om care își dedică trei sferturi din viață sau chiar mai bine învățării, iar cei mai mulți nu se opresc niciodată din a ști mai mult. Și pentru că pe 1 octombrie se sărbătorește Ziua Internațională a Medicului, Direcția de Sănătate Publică Maramureș transmite tuturor medicilor maramureșeni la mulți ani. La doar 11 ani, David Robert Roth din Baia Mare se luptă cu o boală gravă. Pentru a ieși învingător are nevoie de ajutorul nostru. David a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală, însă mai urmează și altele, iar costurile sunt mari. Apropiații familiei au lansat pe rețelele de socializare un apel umanitar în care spun că băiatul necesită mai multe intervenții chirurgicale și are nevoie mare de susținerea noastră a tuturor. Cei care vor să dea o mână de ajutor o pot face prin intermediul contului afișat pe ecran.